Bună ziua! Două teme foarte discutate în ultima perioadă în Piatra Neamț, orașul de 10, 15, 20 de minute, fiecare a venit cu varianta lui, și necesitatea culoarelor de mobilitate. În urma unor mini-dezbateri pe internet, am convenit cu cei de la Asociația Sens Civic să avem o primă dezbatere în variantă video pe această temă și avem alături de noi în studio astăzi pe domnul Ploscaru Ioan de la Asociația Sens Civic. Bună ziua! Bună ziua! Din curtoazie am să vă las pe dumneavoastră să începeți prin a ne spune ce aveți dumneavoastră pro pentru aceste concepte, orașul de 15 minute și culoare de mobilitate. Sunt două teme, dar sunt legate între ele. Orașul de 15 minute, 20 minute și planul de mobilitate urbană, practic, al orașului, sau cele trei culoare de mobilitate. Aș începe prin a spune că astăzi suntem în 9 mai 2023 și că am petrecut în cursul dimineții, am făcut un test personal pentru deplasare în oraș. Am încercat să folosesc mijloacele de transport publice ca să văd. Astăzi, 9 mai 2023, experimentul pe care l-am făcut astăzi este exasperant, traficul în oraș sau în cursul dimineții, este exasperant. S-au adunat, e un cumul de factori, de fapt astăzi e și o vreme ciudată, e vreme mai degrabă de toamnă, nu? Sunt lucrări pe toate cele trei culoare de mobilitate. Oamenii probabil că și-au pierdut foarte mult din răbdare. E o stare de nervozitate în general. Am constatat-o în cel puțin 4 cazuri. În rândul posesorilor autodohiule care se deplasau. Astăzi e o zi exasperantă în trafic. Eu sunt mai mult decât bucuros să putem discuta pe aceste două argumente. În principiu, știu suficient de mult ca să argumentez și pro, dar și contra acestor culoare de mobilitate. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră, da, aș conduce și în direcția aceasta discuția. E ok, trebuie să fie o dezbatere. Dacă v-ați pus vreodată întrebarea și dacă v-ați lămurit conceptul de oraș de 15 minute, dacă l-ați lămurit. Și da. Cum l-ați înțeles dumneavoastră? Eu m-am născut într-un oraș de 20 de minute, Constanța, după care la vârsta de 3-4 ani m-am mutat în Piatra Neamț într-un oraș de 10-15 minute. Autobuzele veneau în fiecare dimineață, după cum știți și dumneavoastră, vă amintiți, era coloană de 100 de autobuze, duceau fabricile, aveau fiecare fabric, avea la poartă câte un rastel de 200 de locuri de biciclete, toată lumea se deplasa în această logică. În Constanța, la fel, la 5 minute venea 5-10 minute venea un autobuz. Oriunde te deplasai, și Constanța e un oraș mare, te deplasai în 20 de minute. Deci eu m-am născut, am trăit în astfel de orașe ca și dumneavoastră. Cam toți am trăit în astfel de orașe, dar erau alte vremuri. Acum nu mai înțelegem logica la aceste culoare de mobilitate, pentru că dintr-un oraș de 15 minute, care eram cu deplasarea noastră cu mașinile personale, față de București, care era un oraș de o oră, de jumătate de oră, o oră, acum aceste culoare de mobilitate ne vor restricționa foarte mult accesul cu mașinile proprietate. Va trebui să trecem la, teoretic, transportul în comun. Ok, sunați de alte vremuri, da? Să fi fost 10, 20, 30 de ani. 30-40 de ani. Okay. 30 de ani. Putem admite că erau mult mai puține mașini personale, proprietate personală la acea vreme? Da. Mult mai mult. Da. Categoric. Mult mai puține. Deci nu se punea problema... Pentru că nu vroia sistemul să avem mașini. Așa funcționa. Erau alte vremuri. Am spus toate lucrurile, am spus în faptul că erau alte vremuri. Erai obligat să mergi cu transportul în comun sau bicicleta. Erai obligat. Okay. Deci era un oraș, era un oraș de 15 minute. Este astăzi un oraș, făcând abstracție de culoare de mobilitate, este un oraș de 15 minute?
Dacă ești lăsat să-ți folosești mașina proprietate privată, da. Dacă ți se restrânge acest drept, okay, ești descurajat să-ți folosești acest drept, nu va mai fi. Ok, vorbiți de descurajarea dreptului de a-ți utiliza o proprietate. Aș veni cu două exemple, sau poate trei, de utilizarea a proprietății private și să spuneți dacă este o chestiune corectă. Poate că vi s-a întâmplat și dumneavoastră același lucru, poate nu. Mie mi s-a întâmplat. Deci, circulam pe bulevardul Decebal, turist absolut normal, nici prea repede, nici prea încet. Și s-a oprit exact în fața mea un jeep. Pur și simplu s-a oprit în fața mea. A coborât o doamnă, s-a uitat foarte frumos la noi, cei care au în spate, a alergat, să zicem că a trecut foarte puțin, 7 minute, dar când stai să aștepți, se dilată cumva, da? A venit frumos cu o bucată de, cu o pâine în mână, te-a zis, hai, scuzați. E un mod de a utiliza proprietatea. Are tot dreptul să-l utilizeze. E un mod corect de a utiliza. Nu este un mod corect pentru că este și interzis de lege și este sancționat de lege. Ok, deci avem dreptul să utilizăm proprietatea, dar nu oricum. De această sintagmă, nu oricum, se ocupă legea deja. Ok. Un alt caz, iarăși personal. Un vecin și-a cumpărat o motocicletă. Motocicletă destul de importantă, ca să zic așa. A dorit să-și manifeste personalitatea și a modificat toba de eșapament în așa fel încât să se audă. Ok? E un mod de a folosi proprietatea. Ilegal. Ok. Mai departe, același vecin avea un serviciu care îl obliga să se trezească foarte devreme. Cred că pleca la ora 6 spre serviciu sau 6 începea serviciu. La ora 5, sistematic, zi de zi, se trezea, pornea motorul în parcare și îl accelera. E legal. Ok. E un mod de a utiliza. E dreptul lui să-și utilizeze proprietatea. Nu. Dreptul lui se termină acolo când îl încurcă pe al dumneavoastră. Vi s-a întâmplat să găsiți mașini, autovehicule parcate pe trotuar? Absolut. E dreptul lui să-și folosească proprietatea? Pe trotuar, da. Că nu are loc de parcare, zice. Absolut. Ok. E și nu e, din punctul meu de vedere. Nu are altă variantă. Noi orașul Piatra Neamț are înmatriculate 35.000 de autovehicule, okay, la care se adaugă încă undeva în jur de 5.000 care sunt cu numele de Ilfov, Botoșan și așa mai departe. Deci 40.000. Unde au leasing-uri oamenii, 40.000 la 18.000 de locuri de parcare. Deci omul este obligat, 20.000 dintre ei sunt obligați să-și parcheze mașina pe unde a parcat. Vă mulțumesc pentru datele astea. Voiam să vin cu următorul subiect, în fapt. M-ați întrebat de culoarele de mobilitate, dacă sunt utile sau nu. Nu o să vă răspund direct acum. O să merg în altă parte. Cred că o temă foarte importantă este dispariția pur și simplu a unor locuri de parcare. A multor locuri de parcare. E adevărat? Da. Da. Dispar anumite locuri de parcare. Da. Dispare, practic, într-o discuție mai puțin, mai mult sau mai puțin coerentă, dreptul de a-ți folosi dreptul de proprietate, da? Da? Dispare dreptul tău de a-ți folosi proprietatea, da? Nu dispare dreptul, pentru că... Ok, sau, mă rog, ceva de genul ăsta. Ești împiedicat să-ți folosești proprietatea. Dispar 100, 200, 300, nu știu câte. În jur de 1000 de parcări. 1000. Ați spus că sunt 40.000 de mașini matriculate cu 18.000 de locuri de parcare. Da. De acord? Celelalte 22.000 de mașini n-au avut sau... Probabil nu vor avea niciodată loc de parcare. Absolut. Care dintre acestea sunt mai discriminate? Cele care își pierd dreptul de parcare sau cele care nu au avut niciodată loc de parcare? Nu. Aici, uitați, vedeți? Aici se înțelege greșit problema și aici au înțeles și autoritățile greșit problema. Nu este cel mai grav lucru că un om își pierde locul de parcare. Nu asta este lovitura dată municipiului Piatra Neamț. În background, dispariția acestor locuri de parcare, cel puțin acelor cu plata orară, duce la falimentarea unor afaceri, pentru că dacă ai magazin de mobilă și tu în față nu mai ai niciun loc de parcare, nu are unde să oprească o mașină, magazinul ăla este faliment, punct. Trebuie să te muți în altă parte. O să vă contrazic. Duce la diminuarea cifrei de afaceri a unor magazine. O să vă contrazic. Și mai duce la diminuarea chiriilor, pentru că tu nu mai poți să închiriezi un spațiu comercial fără parcări la același bani. Și plus că valoarea spațiului respectiv comercial, una este când are acces la parcări interpretabil. Și alta, eu vă spun din
Okay. Piața imobiliară actuală. Și eu, nu am să vă contra, eu. Și eu să vă contrazic. Da. Da. Deci, pierdeți haideți să, foarte multă lume. Să, ok, am înțeles care este direcția dumneavoastră de explorare a fenomenului. Sunt 22 de mașini, de mii de mașini, care nu au avut și nu vor avea loc de parcare. D'acord? Absolut. Știți că au apărut în ultima vreme mai multe ansambluri rezidențiale de mici dimensiuni, dar au apărut. Bă, semnalizez unul care se situează pe strada Durăului, da, în fața, da, centrului militar. Da. Da. Vă mai deci vă semnalizez ceea ce știu, da, eu. Da. S-ar putea, da, să fie mai multe. Să, da, mai ierte cei care nu sunt semnalizați. Vă mai semnalizez un ansamblu rezidențial de mici dimensiuni, undeva vis-a-vis de Biserica Nouă din Precisa. Da. Așa. Cred că mai aveam... Sunt multe făcute prin urmă. Ok. Mai este unul la Petrodava, unde a fost odată Petrom sau Rompetrol, nu știu ce a fost acolo. Da. A apărut un apart hotel și în spate un bloc de locuințe, da, care are, dacă nu mă înșel, în jur de 16 apartamente. Bănuiesc că vor fi încă 16 autovehicule acolo. Bănuiesc, cel, da, puțin, da? Da? Și va fi și o parcare pentru apart hotel. E o chestiune cu siguranță că clară va crește numărul de autovehicule care, pe lângă cele 22.000, vor mai apare altele, da, și altele și, da, altele, da, până unde ne putem extinde. Ca și teritoriu vorbesc, de parcare. Păi, în momentul în care nu te mai poți extinde... Au limitat dreptul de a-și folosi proprietatea cei care vor apărea acolo? Pentru că nu vor avea locuri de parcare. Nu neapărat, pentru că asta este o problemă a tuturor orașelor din această lume și unde nu te mai poți extinde pe orizontală, te extinzi pe verticală. Am ajuns, cred, într-un punct care mie îmi convine. Uitați! Mie îmi convine punctul în care am ajuns. În Roman nu mai aveau locuri de parcare în zona pieții. Okay. Au făcut în spate, din structură metalică, o piață supraetajată. Eu sunt mulțumit că am ajuns în zona în care îmi convine. Da. Și o să vă spun de ce. Pentru că, dat fiindcă spațiul pe care îl avem la dispoziție este limitat, cumva trebuie să ne gândim că într-un viitor nu prea îndepărtat va fi și mai limitat. Și cumva, nu știu dacă e o îngrădire a dreptului de proprietate, dar ar trebui să ne gândim încet, încet să limităm. Dar de ce nu ne gândim să extindem? Haideți că există și această extindere. Știu că este gândit un proiect pentru ceea ce înseamnă parcarea de la Petrodava, pentru o parcare multietajată. Știu că este gândit acolo un proiect. Nu știu în ce fază este. În fine, da. Știu că undeva în Precista mai sunt câteva locuri pe care, mă rog, cineva l-a identificat. Presupun că și acolo vor apare noi locuri de parcare. Puține în comparație cu ce ar trebui. Dar dacă e să privim în perspectivă, așa la un moment dat o să ajungem la o pâlnie cu mașinile astea. O să fim obligați cumva să le abandonăm, pentru că nu o să mai putem merge. Cât mai avem până acolo. Ok, da. Haideți să gândim puțin în perspectivă. Poate ne gândim și la copiii noștri, nu? Vreți să ne gândim și la copiii noștri? Să le luăm două mașini la fiecare, care e problema? Poate ne gândim și la nepoții noștri. Ne putem gândi cu drag și la ei. Vor veni și ei într-o bună zi. Da, haide să nu, cum să spun, cădem în acea capcană în care să zicem, bă, ce viața mea, viața mea, ce după mine mă mai interesează. Ne extindem, repet, pe... Ok. Mergem tot într-o direcție care mie îmi convine, să știți. Da. Îmi convine, vă spun de la bun început. Și nu vreau să vă conving pe dumneavoastră. Îmi convine mie ca idee. Nu trebuie să mă convingeți pe mine. Repet, avem problema 1. A parcărilor de reședință pe care o discutați dumneavoastră acum, da. Și care de nevoie mai găsim noi un loc pe spate. După cum vedeți, sunt parcate pe toate cele 40.000 de mașini undeva cumva în acest oraș. S-au parcat ei cumva, okay. Au rezolvat. Avem problema pentru că dispar de pe culoare de mobilitate toate parcările cu plata orară, unde se oprea și un turist, unde se oprea, okay, și un... E o chestiune pe care o raționalizăm un pic. Aceste culoare de mobilitate, eu sper să nu fie flancate de așa zisi morcovi. Asta îmi doresc. Îmi pare foarte rău, așa este proiectul. Nu. Benzele de circulație vor fi... Sper să nu fie flancate de acest așa portul. Este, că altfel nu poate să recepționeze, nu deci, primesc banii. Vorbesc în calitate de șofer, de inginer, de cetățean. Așa de va asta fi. Așa va fi. Că sper să nu fie așa. Pentru că în momentul în care am limitat
această bandă cu morcovii aceștia, eu nu mai avea posibilitatea să dau echipajul, să dau prioritate cuiva, prioritate unei mașini care are un bolnav, se spune că va merge pe culoar de pe culoarul pentru transportul în comun, va fi și pentru autospeciale. Okay. Dar ce ne facem dacă în fața am un autobuz stricat? Asta ar trebui să ne spună cei de la primărie. Ce ne facem dacă avem o... Nimic. Acolo dați-mi rămâne. Voie să... Nu știu. Acolo rămâne. Nu am nicio confirmare, dumneavoastră poate că aveți am citit proiectele. Da. Din păcate există acest stâlpișor de delimitare, nu numai că există. Spune-și că trebuie să fie la ce înălțime, la ce distanță, la... Din păcate sunt acest stâlpișor. Deci aici eu vă pot spune clar, net, din punctul meu de vedere este o nerozie. Dacă așa este proiectul. Toată lumea spune la fel, dacă nu ar pune acest stâlpișor, undeva ne-am descurcat cumva să mai mergem prin oraș. Okay. Deci am ajuns la un punct în care suntem de acord. Acest stâlpișor, din punctul meu de vedere, ca șofer, ca cetățean, ca inginer, ca ce doriți, sunt o nerozie dacă apar acolo. Din păcate. Ok, e un punct comun și aici n-am decât să vă dau dreptate. Din punctul ăsta de vedere, da, e o nerozie. În momentul în care am creat, prin aceste culoare de mobilitate, culoarele pentru mijloacele de transport în comun care se poată să meargă rapid, zic eu că în calitate de cetățean voi avea o putere extraordinară să cer oricui să-l găsi în primărie. Consiliul local, hai să zici Consiliul Județean, primar, consilier, ce-or fi, să fie garantat un serviciu de transport public impecabil, punctual, curat, elegant, fără japonez, dacă se poate. Păi, cum să se poată? Deja este acum 3 lei. În momentul în care se vor face investiții, vor trebui să crească prețul. Pentru că altfel chiar dau faliment, deja sunt subvenționați foarte mult. Vă rog să vă opriți un pic. Sper să nu facă nerozia asta. Păi nu au cum altfel. Nu știu. Ascultați-mă. Vă rog, lăsați-mă să-mi continui ideea. Sper să nu facă nerozia, pentru că un transport public care ar deveni ineficient din punct de vedere economic pentru oricare este dintre cetățean. Este deja subvenționat. Este. Okay. Ar fi un faliment total al transportului public. Deci un alt punct pe care îl împărtășim. Deja la ora care stăm noi de vorbă, el este subvenționat. Deci revin. Sper ca în tot acest mecanism de decizie, Consiliul Local, Consiliul Județean, Administrație, să fie luat în considerare acest aspect. Pentru că un transport civilizat înseamnă punctualitate, curățenie, eficiență economică. Ați spus că ați fost ați mers cu transportul în comun. Astăzi, da. Și eu merg lunar cu transportul în comun. Așa e sarcina de la serviciu. Odată, din când în când, eu trebuie să merg să văd cum ce mai zic oamenii, cum se desfășoară treburile. Este o mare problemă de igienă în transportul în comun. Orice am face noi, din păcate, orice am face noi cu am putea să aducem cele mai frumoase și cele mai deosebite autobuze, când se va sui un grup de persoane de la Speranța care nu au văzut vaccin în viața lor și au și alte probleme de paraziți, foarte greu va fi ca cineva să-și trimită copilul la școală în același timp de transport în comun. Nu vreau să intru în polemică pe tema asta, aș vrea să fiu mai avem mult politically correct, ca mai să avem, zic așa, mai avem mult să nu-i categorisesc pe cei de la Speranța. Aici nu, pe noi ok, vă spun deci, altceva. Aici să delimităm lucrurile în felul ăsta. Delimităm lucrurile, uităm de Speranța, de Văleni, de alte zone. E greu să uităm, dar trebuie să încercăm cumva să ajungem la un anumit comun. Pe transportul în comun, din păcate, ne vin pacienții de la bisericani. Pe transportul comun. Noi avem încă foarte, foarte, foarte multe probleme de civilizație. Noi, teoretic, ar trebui să avem la DSP niște asistenți comunitari care să meargă în toate aceste comunități și să le explice cum este cu deparazitatul, cum este cu vaccinatul, să se ocupe de ei, să nu avem atât de multe cazuri de TBC care merg 5 luni cu autobuzul până ce ne dăm seama. Avem mult până departe. Vreau să cred la un moment dat că va fi un echilibru între prețul biletului, pentru că nu poate fi gratis, greu de presupus că va fi gratis, și poate nici n-ar fi bine să fie gratis. Nu e ok să fie gratis, da? N-ar fi bine să fie gratis, pentru că omul trebuie să simte că trebuie să facă un efort. Dar ce facem cu cele 40.000 de mașini? Dacă ok. Facem ajungem frumos, și acolo să știți că cumva m-am făcut și o strategie pentru ziua de astăzi.
Dar dacă se poate să ajungem gradual la chestia asta, pentru că lucrurile poate sunt mai bine înțelese, mai bine interpretate. Nu vreau să conving pe nimeni, cum v-am mai spus. A trebuit să vreți. Vreau să-mi exprim doar un punct de vedere. Și aș vrea să mai fac o premiză. Poate două, poate trei. Asociația Sfânt Civic e de notoritate publică, a fost creată de actualul primar, de Andrei Carabele. Da. Un lucru care e de notoritate publică. Mai puțin cunoscut și mai puțin de notoritate publică este faptul că eu și dânsul am o relație de apropiere destul de lungă durată, de 5 ani. Asta nu înseamnă că, cum să spun, sunt avocatul lui. Aveți o dreptul să fiți ce vreți. Sau nu. Da? Da. Pentru că ar putea fi adusă în discuție și m-aș delimita de o asemenea discuție. Suntem două persoane diferite, da? Și gândim, probabil diferit. Nu, asta este important pentru dezbaterea E bine de precizat, pentru că s-ar putea să zică cineva, dom'le, cine e personajul? Pe cine reprezintă? Cine îl finanțează? Din punctul meu de vedere, reprezentați zona de oameni care sunt de acord cu culoarea de mobilitate și cred în utilitatea lor. Da, da, nu, deci, nu greșiți. Nu deci, greșiți. Pe zona aceasta dezbaterea. Tocmai pe contextul ăsta, dom'le, asta e cântă primarului, nu ne cântă nouă. Nu contează. Okay. Nu contează. Vreau să precizez lucrul ăsta. Din păcate, din fericire, din cum vreți să o luați, și primarul este din același grup de oameni care cred în culoare de mobilitate. Nu este nimic rău în asta. Eu sunt de acord. În momentul în care, în momentul aceste culoare de mobilitate vor exista și e clar că nu mai există cale de întoarcere, din punctul meu de vedere, deci nu poate să mai existe. Că acest lucru ar avea un sens, cum să spun, a fi sau a nu fi, chiar din faza de proiectare, da? Și, într-adevăr, vom mai discuta, suntem iarăși un punct comun, dezbaterea trebuie să aibă loc înainte. Absolut. Sau, cel puțin la început. Noi, din punctul meu de vedere, ne aflăm în pragul unui dezastru, din punct de vedere rutier, dacă nu rezolvăm din timp să putem să facem recepția la aceste proiecte și să le închidem fără stâlpișori. Dacă le închidem cu stâlpișori, noi vom avea o mare problemă de deplasat cu mașina prin Piața Neamț, mașina privată. Eu vreau să cred că totuși există rațiune undeva, există înțelegere și mai ales o problemă de ordin tehnic. Nu vreau să cred în chestia asta. Nu, e modificată niște chestii la proiecte și e complicat. Nu vreau să cred, deci dați-mi voie să nu cred în existența acestui stâlpișor. Nu i-am văzut. Poate i-ați văzut dumneavoastră pe scheme, pe... Eu nu i-am văzut. Deocamdată nu i-am văzut și nu cred în existența lor. Da? Nu e ca și cu Dumnezeu. Crezi chiar dacă nu-L vezi. De ce ar trebui aceste culoare de mobilitate și acest concept de oraș de 15 minute să mă încurajeze pe mine? Aș insista pe lucrul acesta al culoarelor de mobilitate, pentru că are un target, o țintă precisă acest proiect. Da? Să reducă poluarea în orașului. Datorată traficului. Noi avem poluare, în special cu praf, cu chestii în suspensie. N-ați simțit niciodată miros de benzină pe stradă? Miros de... N-ați simțit? Chiar n-ați față, simțit? Față de alte orașe, noi stăm foarte, foarte bine. Păi aveam un panou care ne spuneau poluările și să zicem, domnule, noi suntem boier, hai să mai continuăm așa o perioadă. Cred că ar trebui cumva să ne obișnim cu ideea că totuși ne face rău, chiar și dacă e mai puțin. Ne face rău această poluare, da? Orice poluare ne face rău. Da, deci dacă am accepta că noi stăm mai bine decât alții și am continuat să mergem pe același principiu. Dar noi acceptăm poluarea și primăria încasează bani pe poluare. Primăria face bani din poluare. Okay. Primăria are un contract cu mine care am mașină de 3000 de centimetri cubi. Și mi-au făcut o prohibitivă printr-un impozit de 2300 de lei pe an. Primăria face bani din poluare. Primăria construiește din poluare, dă salarii din poluare. Primăria folosește poluarea ca o afacere. E o pârghie care generează profit. Foarte mare. Undeva. Repet, am un impozit pentru a-mi face eu damblaua cu mașina mea, plătesc un impozit ucigător. Ok, cumva vă va determina acest tarif, cumva să vă detașați un pic de mașină.
Nu. Nu vă determina. Deci încă mai... Nu. Eu am făcut am un contract cu municipalitatea. Eu poluiesc și municipalitatea mi-a spus foarte urât faci, trebuie să plătești atâta. Cât trebuie să plătești? Atâta. Am plătit. Am încheiat discuția cu poluare, dar okay. Să rămână. Ok. Atunci nu mai avea nicio piedică în a utiliza mașina. Dumneavoastră nu aveți nicio piedică în a utiliza mașina. Ba da, pentru că voi merge pe un culoar de mobilitate, okay. Pe o singură bandă, okay. Chiar dacă nu sunt stâlpișor, okay. Nu voi avea voie pe cealaltă Revenim bandă. Revenim la aceste culoare de mobilitate. Poate veți fi de acord că în acest oraș, abstracție făcând de culoare de mobilitate, sunt probabil trei zone în zi în care este aglomerație. Da. Este vorba de dimineață, nu? Când se adună și copiii la școală. Și părinții pleacă la serviciu. Este vorba de zona prânzului când copiii revin de la școală, da? Și după amiaza când se iese de la serviciu. Și sunt aceste trei zone. Excepție face zona din calendar care se numește august și vin toți de afară. Da, acord. Mai este și acea perioadă când este dat peste cap. Da. Sunteți de acord că dacă s-ar creiona un serviciu de transport pentru elevi, destinat elevilor? Ar fi ilegal. Ar fi ilegal. Aici primăria derapează grav de tot. De ce? Pentru că avem o lege a învățământului în care spune foarte clar că acei copii de la școlile generale nu poate să se înscrie decât dacă locuiesc în zona arondată școlii. Deci nu se justifică să vină nicio mașină. Nu vorbesc de școlile generale. La licee. Vorbesc de licee. La licee, după cum știți, aglomerațiile sunt la școlile generale, nu la licee. Haideți să vă spun o chestie. Copilul meu este în clasa 9. A făcut primele 3-4 clase la școala numărul 3, da. După care 5-8 a făcut la liceu de informatică. Clasele vocaționale, okay. Asta este. Deci există clase gimnaziale la liceu. Nimeni din comunele de jurul Piatra Neamțului închid școlile pentru că toți copiii de la ei figurează în acte flotanți. Că stau câte 15 okay. De la apartament. Haideți să zicem la un moment dat că nu o să putem lua toți copiii de la clasele gimnaziale. Nu, dar nu poți să decontezi și nu poți să faci un transport școlar. Haideți. Deci, vorbim despre cei care se deplasează către liceu. Care eu, da. Masă importantă. Am mers cu autobuzul la liceu de... N-am mai putut. Să spun că eu am făcut naveta cu trenul și avem 14 ani. Da. Deci, erau alte vremuri. Da? Erau atâtea vremuri. Nu erau atâtea mașini pe stradă. Nici nu aveam mulți posibilitatea să ne folosim o mașină personală. B-ați convins, cred că pe stradă, marea majoritate a mașinilor au doar șoferul. Credeți dumneavoastră că mai mult de 10% din cei care își duc acum copiii cu mașina la școală ar renunța în favoarea unui autobuz? Eu mă gândesc în felul următor. Și asta ar fi fost o propunere, dacă vreți, ca să scoată din marasm situația de astăzi, de exemplu, din 9 mai. Adică știai că vor începe aceste șantiere, care înseamnă un deranj. Da. Nu se poate fără acest deranj. Nu? Nimeni nu e normal la cap, nu prea comentează deranjul, asta este. Nu. Se face. Toată lumea obosește. Obosește pentru că nu a fost fazat deranjul ăsta. S-a apucat de făcut. Primăria are o paralelă, face o paralelă care îi place foarte mult. Și când facem curat în apartament, este deranj. Da, dar nu te apuci de toate camerele deodată. Tocmai asta am vrut să spun. Nu te apuci de toate camerele deodată. Spun astăzi. Deci, oricum, când facem noi în casă, noi avem un buget. Da. Suntem patroni la ceea ce decidem, da? Și putem spune face tot sau pe jumătate. Dacă faci tot, te muți de acolo. Okay. Undeva. Stați un pic. Dacă faci tot în piața, suntem patroni pe decizia muta. Care putem să facem, e adevărat? Da? Da. Când se apucă o primărie să facă lucrurile astea, știți că există o procedură. Da. Da. Primarul are pixul în mână, dar nu zice astăzi am bani și azi plătesc. Nu, este o procedură. Se lansează o procedură de licitație, se fac cereri de rambursare. Da, sau deci eu aș vorbi altfel, în termeni peste cap proiectele dinainte a primarului. Eu aș vorbi oricare ar fi fost. Dar haide să revenim. Vorbesc de primărie, nu de primar. Haide să revenim puțin pe utilitate. De ce avem noi nevoie de aceste culoare de mobilitate? Aș dori să merg pe ideea asta, să o continui, da? Deci
să facem o comparație între ceea ce se întâmplă în casă și ceea ce se întâmplă la nivelul în oraș, nu cred că are logică. Așa a vrut primăria, a mers deci, în logica primăriei. Bun, ar putea să fie o sugestie ca să, să, spun, să mai tempereze din supărarea oamenilor. Poate fi o încercare de temperare, un mesaj de liniștire a oamenilor. Deci primăria, când pornește la drum cu aceste proiecte, are niște proceduri de urmat. Nu este patronul care decide azi mă apuc, cu cine mă apuc, fac cu ce vreau eu, da? Deci sunt niște proceduri, mă să știți mai bine, sunt niște timp, da, da, câteodată vin aici. Da. Deci, da, am această oportunitate de finanțare, există riscul că să pierd această oportunitate de finanțare. În da. Total meșbalmeșul ăsta al licitațiilor, al contestațiilor, există posibilitatea ca să-mi găsesc un antreprenor potrivit, dar există și posibilitatea să nu-mi găsesc. Da. Și atunci, dacă e să mă apuc de aceste trei culoare de mobilitate, din punctul meu de vedere, e adevărat, e târziu și punctul meu de vedere, nu este că am venit înainte de a începe lucrarea cu acest punct de vedere, trebuie să te gândești cumva cum să atenuezi acest șoc al blocajului traficului. Și atunci, de ce să nu iei în considerare, mi-a spus că este ilegal. Eu aș spune că pentru copiii care sunt la liceu nu este ilegal. Ar putea să fie un transport destinat elevilor care să preia o bună parte din acest trafic și o bună parte din mașinile părinților care s-ar înghesui să facă treaba asta. Eu cred că le-ar da și o ușurare cu părinților. Da? Eu vorbesc de copiii de la clasele gimnaziale și pentru cei de la liceu. Eu să știți că am o soluție și mai smart. Ok, vă rog. Care am văzut că mie nu-mi place chestia asta cu smart. Hai să vorbim de... Eu încerc să vorbesc pe limba primăriei. O soluție mai smart. Nu, vă spun de ce. Eu sunt vorbitor de limba engleză, dar aș prefera să vorbesc despre un oraș modern. Un oraș modern. Aș prefera să transport modern. Ar fi suficient ca instituțiile publice și restul firmelor. Începem serviciul la 8, la 7, de regulă la 8. Să le decalezi. Nu, să decalezi ori programul școlar, ori programul. Și nu se mai suprapun, vor fi nevoi să-și trimite copiii cu transportul în comun. Bravo! Sunt totul de acord cu dumneavoastră. Deci soluția ar fi. Eu mă gândeam la acest fenomen al transportului elevilor ca să fie un preambul pentru următoarea etapă. Da? Pentru că în momentul în care am dat satisfacție, cum să spun, unui transport public al elevilor, care creează foarte multe ambuteiaje, am dat și satisfacție și părinților și cumva am adus și această contribuție comunitară la sprijinirea școlii. Sunt nu toți au mașină, deci vin și cu autobuzul. Destui, cred. Dar acel ambuteiaj care se creează cu mămicii sau tăticii care aduc copiii și care creează la rândul lor și problemele lor, pentru că ei sunt obligați să ajungă la o anumită oră la serviciu, pune problema că ți s-a defectat mașina, pune problema că ai alte obligații. Deci, cred că al prelua în felul ăsta acest serviciu, multe din preocupările pietrenilor și le aduce o stare de bine, zic eu. Și cred că asta este menirea Consiliului Local. Păi să îmbunătățească Consiliul Local traiul cetățenilor săi prin măsurile pe care le adoptă. Foarte, foarte corectă pusă întrebarea. Credeți dumneavoastră că dacă cineva din primărie sau din Consiliul Județean, nu ca au alături acolo, cineva din primărie, funcționari, consilieri de la toate partidele, oricine din primărie aia, ar fi folosit transportul în comun, măcar 1% dintre ei sau cineva, n-ar fi făcut demersurile necesare să le facă pe aproape de primărie o stație de autobuz? Da, nu folosește nimeni. Ei ne învață pe noi. E o judecată corectă. Ne învață pe noi. Și am subliniat întotdeauna. Cea mai bună educație o faci prin exemplu. Ei nu fac asta. Și vine astăzi o chestiune, cred că este suficient de edificatoare. Deci, sunt doi termeni în limba română. Unul se cheamă agresivitate și unul se cheamă asertivitate. Agresivitate înseamnă să te bați pentru drepturile tale, dar să calci în picioare drepturile altuia. Da?
și o să mă leg de cuvântul agresivitate foarte, foarte curând. Asertivitate înseamnă, da, să te bați pentru drepturile tale, dar să ții cont și de drepturile altora. Asertivitate, e un cuvânt care mi place foarte mult, agresivitate astăzi, nu mai, îmi vine să-l asociez cu un nume sonor, Horodnician. Da? Avem, din păcate, la nivele incredibil de înalte, o lipsă acută de exemple. Păi, tocmai da. Spuneam, ne învață pe toți să folosim... Pentru că mi-a spus chestiunea asta de educație prin exemplu și de influență prin exemplu și de convingere prin exemplu. E o dramă. Trăim o dramă la nivelul întregii societăți, din punctul meu de vedere. Pentru că ducem lipsă de model, de urmat. Ducem lipsă și chiar aș pune punctul pe ei, chiar în vârf, din punctul meu de vedere, ducem lipsă de un exemplu de urmat. Dar ca să revenim la tema emisiunii, ce nevoie avem noi să ne pună ca mărgelele pe o bandă, să mergem cu mașinile pe oraș? Ok. Ce nevoie avem noi de așa ceva? Ok. Deci, bun. Va fi o perioadă, din punctul meu de vedere, cu care ne vom acomoda mai dificil. Acea când aceste, sper să fie gata aceste cupoare, ele sunt pe drum deja. Sper să fie gata, sper să nu fie cu morcovei. Chiar dacă nu o să fie cu morcovei, tot o să fie cu interzis măcar, să treci pe bandă. Sper să fie, nu fie cu morcovei. În momentul în care acest sistem ar fi implementat, eu cred, în calitate de cetățean, avea dreptul. Mai mult ca niciodată să cer administrației locale, Consiliul Local, Consiliul Județean, să existe un transport public impecabil. Din toate punctele de vedere, credeți același lucru sau nu? Nu. Și vă spun de ce. Pentru că noi suntem un popor de proprietari. Dumneavoastră ați spus că lucrați și prin Italia și prin alte părți. Da. Noi suntem un popor de proprietari. Noi avem în ADN-ul nostru să avem proprietate și să o folosim. Nu chirie, nu așa, proprietate. De asta avem 40.000 de autovehicule în Piatra Neamț. Și nu vom renunța la aceste 40.000 de autovehicule în următorii 10 ani, sub nicio formă, ca să mergem cu transportul în comun. Ca mentalitate o să ne blocăm. Doamnă Mării, dumneavoastră, o să ne blocăm aici. Hopul cel mai mare al acestui proiect. Păi oamenii au dat bani pe 40.000 de mașini. Hopul cel mai mare acestui proiect va fi un blocaj de mentalitate, pe care îl recunosc și eu. La noi autovehicul, autotrace este statutul nostru social. Absolut. Este... În plus, au cheltuieli oamenii. El, dacă ține mașina în parcare și o scoate o singură dată pe săptămână, rovineta o plătește. Asigurarea o plătește, impozitul o plătește, parcarea o plătește, plătește tot. El își folosește aia când vrea și nu vrea să fie restrâns de la acest drept. De acord. Eu nu cred că la un moment dat... Atât am să mă mai spun. Închipuiți-vă dumneavoastră românii noștri care se duc la o nuntă sau undeva cu autobuzul. Nu, trebuie să vină cu mașină. Este un statut social mașina la români. Yes. Pentru că am avut... Ne întoarcem la comunism. Când funcționa orașul de 15 minute, atunci nu aveai voie să ai mașină, stăteai 3-4 ani de zile. Așa convingeau ei oamenii să meargă cu transportul în comun. Deci, unu, foarte greu ajungeai la mașină și când ajungeai la ea, aveai o rație de 15 litri de benzină pe lună. Să ne întoarcem un pic la... Chiar dacă e, cum să spun... Poate în afara subiectului, dar e legat de subiect, de ceea ce înseamnă poluare. Asociația Sens Civic are proiecte preponderent pe partea de mediu. Proiectele poate sunt cunoscute, poate nu sunt cunoscute, dar un proiect pe care ține tot de mentalitate, pentru că mă ancorez în chestia de mentalitate, care a stârnit interes și curiozitate și nu m-aș fi așteptat să aibă rezultate atât de bune. Anul trecut am propus să creăm niște puncte de colectare uleiului alimentar uzat. Am fost urmă. Ok, stați. Aveți idee cât am învățat din chestia asta personal. Și am să vă spun,
o fază care m-a lăsat fără cuvinte, da, fără cuvinte, un personaj care are un rol important în comunitatea noastră. A ținut să ne felicite. Și să mulțumim. Dar zice, domnule, ce faceți o treabă grozavă, nu știți câtă lume are nevoie de ulei. În ce sens? Tu nu vezi ce preț are? Atâta a înțeles. Vă spun, a făcut cruce. Atâta a înțeles. Atâta a înțeles și din păcate cei care... Mulți dintre cei care au... Uleiul ăsta nu consumăm ca să-l dăm în consum uman. Puteți să-l puneți în mașină, în schimb. Merge. Sunt mașini care merg cu acel ulei. Nu-i nicio problemă. Da, bine filtrat, chiar funcționează. Da. Dar revenind la mentalitate și mai fac o paralelă aici și vă spuneam, cumva vă aduceam în discuție mai devreme că fac acest parcurs de la Petrodava până la Shopping City, pe jos, aproape zilnic, și am văzut în parcări mașini care sunt anchilozate acolo. Ok, este foarte bun exemplu dumneavoastră. De la 1 mai până la Petrodava pe jos. Mașini anchilozate care nu folosesc. Dar să încercați odată să luați un căruț de copil, ca să nu spun un căruț pentru persoane da, cu dizabilități, să faceți același traseu. Știu ce spun. Să vedem dacă mai puteți. Păi în momentul în care spui, vrem pietoni, vrem să meargă omul cu pietoni, păi nu trebuie să ai puțin grijă de scările din Dărmănești care șupă omul. Știu ce spun. Nu trebuie să ai puțin grijă întâi de traseele pietonale. Nu trebuie să ai grijă întâi de restul orașului și după aceea să-i pui pe oameni să le folosească? Așa simplu, poate că, bani europeni, poate hai să-i cheltuim. Poate că vor exista și reflexia de genul ăsta, eu sper să existe. Da? Adică acolo unde, într-adevăr, sunt situații de genul în care tu, mamă, tată, nu poți să ieși cu căruciorul copilul sau poate un... O persoană care este pur și simplu în căruciorul cu rotile. Sau orice bătrân care ia un troller de la să ducă cu el la alimentare. Mai ales în momentul în care este gheață, zăpadă și așa mai departe. Sunt sigur, sunt situații. Eu nu cred că acum vorbim de administrație, dar nu se gândește la asta. Nu cred. Poate se gândește, poate, dar nu cred. Da? N-aș bănui eu de rea credință pe tema asta. Și nu o bănuiesc. Dar dacă ne întoarcem la mentalitate și încercăm să explicăm oricui că el plătește asigurare, plătește rovinietă, plătește ceva mentena. Nu, ascultați-mă. E problema lui. Plătește, nu, dar nu-l judec pe tema asta. Încerc să-i aduc un alt argument în față. Plătește asigurare, plătește rovinietă, plătește taxa pe mașină, plătește așa și o scoate mașina aceea la plimbare o dată pe săptămână, poate, dacă fac un calcul absolut grosomodo, așa, să zicem un 2000 de lei de cost anual. Poate chiar mai mult. La cât se deplasează unii oameni cu mașina, cred că ar fi mai rentabil să meargă cu taxiul. Da, asta vreau să spun. Există o alternativă. Da, așa vrea omul. Așa vrea deci omul. Deci nu aș vrea să-l... Așa vrea dar, omul. Dar nu aș vrea să blamez. O alegere bună. O alegere rea. Sunt oameni care aleg să bage 10.000 de euro niște timbre care se țin în... Da, dar să știți că nu vreau să blamez pe nimeni și nici într-un caz n-aș vrea să... Vreau să spun că... Dacă vrea unul 5 mașini la fel, că colecționează. Eu am acum o familie de vecini. Sunt în pragul pensionării. Au două autovehicule relativ noi. Doamna, am întrebat-o la un moment dat, cred că v-a rămas în pană mașina, nu mai funcționează sau ce se întâmplă? Zice, cine mai folosește? Ce mă gândesc, să o străinez? Ok. Poate că nu ia de ce, poate că e legat afectiv de ea. Undeva mi-a spus că este legat afectiv, pentru că este un cadou de la tatăl ei. Da, deci are și legătură afectivă. Deci tot nu m-a slămurit. Care ar fi argumentele pentru ca noi să spunem, e frumos, va fi frumos, va fi bine? Eu zic că ne va fi mai greu să înțelegem în prima fază, dar dacă vom vedea un transport public în comun și dacă se vor organiza, să zic așa, se va organiza un transport pentru elevi și vom degreva, cred că va fi mult mai convenabil economic în primul. Sunt foarte multe lucruri mult mai convenabile economice, dar noi alegem.
Ok. S-ar putea ca, într-adevăr, să fie mai puțină poluare. Nu avem ce discuta de poluare. Credeți că nu este un oraș poluat? Primăria a decis să fie un oraș poluat și să facă bani din asta. Vine, okay. Primăria nu vine să-mi dea bani. Eu cred că ideea din spate este aceea de a descuraja utilizarea mașinii. Primăria nu vine să-mi dea bani să nu poluiesc, okay. Vine să-mi ia bani pentru că poluiesc. Are, okay. Ea este în altă logică. Eu am această convingere că sunt două lucruri esențiale, pentru că militez pentru un mediu curat. Este o chestie a mea, un DNA al meu și prefer, am așa o chestie care mă doare, mă rovește. Am trăit mai multă vreme în Roma, da, mulți ani. Nu există comparație la nivelul de poluare de acolo cu cel de aici. Din punctul ăsta de vedere, m-am îndrăgostit de Piatra Neamț, pentru că într-adevăr pot să respir altfel. Uitați. Deci m-am îndrăgostit de Piatra Neamț. Sunt oameni care au ales să-și ia mașină electrică. Da? D'acord. Foarte frumos, se încadrează în ideea dumneavoastră de poluare. Da, da. Păi, dacă tot îmi ia primăria 2300 de lei, pentru că eu sunt un nesimțit care poluează cu motor de 3000, de ce din aia 2500 de lei ai mei? Nu-i dă omului respectiv 500 de lei. Uite, tu nu poluezi. Tu faci bine. E o idee. Să premieze pe cel care nu poluează, cu alte cuvinte. Absolut. Să penalizeze pe cel care poluează. Și eu să mă uit la ăla și să mă uit, bă, ăsta ia bani. Da, e o idee foarte bună. Nu, primăria face bani. Poluatorul plătește, primăria încasează, își dau salarii, se duc în excursii. Aici intrăm pe un teren care... Nu primăria. Mă exprim greșit. Legislația românească. Vorbim de legislație. Legislația românească a ales să facă un contract cu mine și să mă lase poluez cât vreau eu. Da. Eu plătesc suma. Aici nu pot să vă contrazic, pentru că și eu sunt împotriva unui sistem care este absolutizat la nivel de stat. Adică e penalizant față de mediul privat. E foarte penalizant. E o competiție neloială între ceea ce înseamnă stat și ceea ce înseamnă privat. E o competiție absolut neloială. Nu poți premia peste măsură cei care lucrează, pe cel care lucrează la stat și să nu înțelegi că mediul privat este în suferință. E antieconomic. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem iarăși pe aceeași linie. Salariile, poate meritate, poate nemeritate, sunt prea mari în raport cu ceea ce se poate oferi la privat. Tema poluării, care a spus-o dumneavoastră, tot ni se scoate în față de fiecare dată când vine vorba de aceste culoare de mobilitate și de trecerea transportului mai mult pe transportul public. Păi noi, la ora actuală, poluăm în Piatra Neamț undeva în jur de 2% față de cât poluam acum 30 de ani când aveam reconstrucția, da. Comuna din Pari. Aveam topitorie la imediat Hlău, numai topitorul făcea că toate mașinile din oraș într-un an. Da, da. Deci noi ca oraș în Europa, pentru că vă pricepeți la treaba asta, da, da. Stăm destul de bine. Deci. Adică cred că alții ar fi trebuit să-și facă treaba asta, nu noi. Acum, aceste culoare de mobilitate, din punctul meu de vedere, sunt și o ocazie de a remoderniza străzile. Poate. Am văzut că ați adus în discuție situația asta conductelor de scurgere de pe stradă. Avem o distracție cu ele, o să vedeți. Deci am adus și într-adevăr o problemă nevăzută care va ieși la iveală în mod urât. Cu siguranță. Modernism, dacă nu se rezolvă. Nu știu ce să zic la nivelul ăsta, pentru că eu de asta v-am mai spus mai devreme. Am discutat cu Andrei Carabelea să organizăm noi ASC-ul, da? O întâlnire, i-am propus eu și l-am întrebat dacă este de acord, dacă ar fi disponibil să ne punem în contact cu proiectantul, proiectanții, constructorii, constructorul, și dacă ar fi dispus să participe împreună cu administrația care o are, cu colegii săi, poate, eu știu, să fie invitat și consilierii locali. E o discuție după, dar o discuție care cumva să fie înțeleasă de oameni. Și din punctul de vedere al proiectantului, al constructorului, al administrației.
și să iasă cumva la iveală și aspectele pozitive, pentru că acum vedem numai aspectele negative. Eu cred că e o bună ocazie să se schimbe țevile de aducțiune de apă. Ar fi o bună ocazie să se schimbe conductele de scurgere și de apă pluvială și de apă menajeră. Ar fi o bună ocazie și cred că ar trebui să gândească foarte serios la chestia asta. S-ar reface, nu, stratul așa, dispar acele locuri de parcare și am spus mai devreme, nu e o problemă doar a celor care dispar, e și o problemă a celor care nu au avut niciodată. Pe de altă parte, sper să nu fie acești morcovi pe mijlocul străzii, ca să se poată desfășura circulația într-un fel sau altul și în condiții în care o bandă se blochează. Vorbesc de mijloacele de intervenție care sunt necesare, pompieri, salvare, poliție, eu știu ce ar putea să mai fie, poate și autoprivate. Da, sper să fie. E o problemă pe care vreau să o discut acum și aceasta a semaforizării și a stațiilor de autobuz și o discut din punct de vedere ingineresc, din punctul de vedere unui inginer, da, nu de altceva. Aș vrea să înțeleg personal, dar de la proiectant, de ce a ales această soluție cu aceste pentru stații? Pentru că a copiat-o de la alt oraș. Aș vrea să înțeleg la proiectant. Că a proiectat aș vrea să înțeleg de ce a ales această soluție, da? A stațiilor, în primul rând. Ele sunt raportate la bucată, am înțeles că sunt 80. Ceva de genul ăsta. Și am înțeles că au costat în jur de 4 milioane jumătate de euro. Da, deci costul per total, punctual, la o stație, cu tot, cu conexiune. În jur de 60.000. În jur de 60.000. Prețul real al cașcarabetei, cu eu tot la ea, este vreo 40 și ceva de mii. Da, de ea euro. Este cotată ca și la 40 așa, ceva la de ceea ce de se euro. Vede acolo. Nu, eu vă spun altceva. Vă spun altceva. La cum evoluează tehnologia, asta în 2 ani vor fi perimate ca și tehnologie. Asta este clar. Deci nici măcar ca adăpost. Nu va mai fi. Nu spune, da. Ok. Și atunci aș vrea să înțeleg de la proiectant, efectiv, care a fost ideea din spatele alegerii acestei soluții, da? Același furnizor de stații în toată România, cu adaus de 5.000% și asta a fost logica. Deci asta a fost singura chestie. Dumneavoastră inginer, vedeți altă logică? Eu n-am înțeles. N-am înțeles care este. De ce vorbim? Pentru că garantat asta în doi ani de zile ca și tehnologie vor fi perimate. De ce? Culoare de mobilitate. Ce să facem cu ele? Ok. Apropo de semaforizare. E o soluție într-adevăr inteligentă. Dar nu apeși peste tot. Eu spun o următoare chestiune. Atunci când ai foarte multe noduri într-o rețea, există o foarte mare probabilitate ca un nod să crape. Există o foarte mare probabilitate ca un nod să crape. Și atunci se trece pe semnele clasice. Acest circuit e complet blocat. De acord că poți să monitorezi. Trebuie să fiți pentru culoare de mobilitate. Eu nu trebuie să le găsiți hibe. Eu trebuie să le găsesc hibe. Culoarele de mobilitate le văd pentru transportul public și pentru transportul privat. Aici văd culoarele de mobilitate. Ceea ce privește dirijarea traficului, o serie de probleme tehnice apar cu siguranță puncte nevralgice acest. Absolut. A trecut foarte repede timpul. Aș vrea să mai dezbatem o singură mică problemă, pentru că deja am depășit timpul de emisiune. Să zicem că culoarele de mobilitate sunt foarte bune. Nu să zicem, 100% reducerea poluării este foarte bună. Dar dacă noi, cetățenii din Piatra Neamț, 70% dintre noi nu vrem. Bă, domnule, nu vrem. Am înțeles. Nu vrem. Noi vrem să mergem cu mașina noastră, cu combustibil fosil. Noi așa vrem. Avem voie să vrem? Ne-a întrebat cineva? 70% da. Ne-a întrebat cineva? 70% asta, da. Asta vă spun. Ne-a întrebat cineva? Dar poate 70% doresc reducerea poluării și să mergem cu autobuz. Mi-a spus că aceste proiecte au fost inițiate în 2018, în principiu. În principiu, da. S-a făcut o dezbatere publică pe hârtie. Ca și procedură, din punctul meu de vedere. Dar nimeni nu s-a așteptat să facă fiind, asta. Deci a fost o surpriză realizarea lor. Da, ele veniseră la pachet,
Mai era un proiect cu ceva scări pe Pietricica, mai era un proiect cu ceva, un pasaj prin față. Și lumea nu era pregătită să realizeze. Mai era un pasaj prin față pe la parc, știți, că ziceau ei că trec pe dedesubt. Aveau niște proiecte de genul ăsta, cu toate astea de așa, care toată lumea a zis că sunt proiecte de electorale, să le prezinte eu, doar. Îmi pun următoarea dilemă. Deci, mandatul precedent a fost predat în 2020. Da, de acolo sunt problemele. Vorbesc de Consiliul Local și de primărie și de administrație. A fost predat în 2020. În 2020 aceste proiecte erau la bloc starturi, cred. Da, da. Erau la bloc starturi. Da, absolut. Din punctul de vedere al administrației, m-am pus în situația asta, ce aș fi făcut eu. Nu știu, eu aș fi renunțat la ele. Eu mi-am pus această problemă și m-am întrebat ce aș fi făcut eu. Cred că prima chestie care aș fi făcut-o, mi-aș fi luat o săptămână să discut cu cât mai multă lume din oraș. Nu, dacă erați în administrație, respectați și dumneavoastră ordinul la cel care a dat proiectele. Haideți ca să nu... Nu. De asta eu, probabil nu sunteți în administrație. Eu îmi fac, cum să spun, plan al meu. Poate că aș fi reacționat cu spunea dumneavoastră. O să mai facem încă o emisiune pe tema asta, poate și mai mult să discutăm, dar haideți să încheiem cu treaba asta. Dom'le, toate oamenii, poate nu vor oamenii. Poate oamenii vor cu mașina lor, cu alea 40.000 de mașini. Pietrenii nu vor să renunțe la ele. Cred că dacă s-ar desfășura un referendum în acest sens. Și n-ar fi trebuit la niște lucruri atât de importante. Eu asta vă spuneam mai devreme. Asta gândesc eu acum. Și probabil că am gândit-o mai demult. La predarea de ștafetă, în momentul în care m-am lămurit care este amploarea acestor proiecte, aș fi făcut la fel de curajos, pentru că trebuie să recunosc... Ori te legitimezi cu ele, ori renunți la ele. Același pariu care l-a făcut administrația actuală, probabil aș fi făcut și eu, dar cu siguranță aș fi făcut același pariu, adică m-aș fi aruncat. E un pariu care poate fi câștigat sau poate pierdut, asta este clar. Dar, înainte de toate, cred că mi-aș fi luat o săptămână de timp, cum se zice, sabatic, așa, și aș fi discutat de la proiectant, la posibil constructor, la societate, la populație, așa, și aș fi întors pe toate părțile, pentru că să-mi dau seama dacă poate fi, cum să spun, din punctul meu de vedere e benefic, dar dacă sufletul pietreanului e împăcat cu acest proiect. Deci eu aș fi făcut această chestiune. O spun acum, da. Sunt trecut câțiva ani. Da. Vă mulțumesc foarte frumos pentru toate lămurile care le-ați adus. Noi sperăm din tot sufletul primăria, Consiliul Județean și niciun politician să nu mai facă pariuri pe proiectele care ne vizează pe toți. Și sperăm ca cineva să ne întrebe și sperăm ca, exact ce a spus și dumneavoastră, poate scăpăm de stâlpișorii aia din proiect, că nu cred că nu o să ne mai vedem un om în orașul ăsta de stâlpișorii aia. Vreau să mă credeți că nu-i văd. Deci, dumneavoastră îi vedeți, eu nu-i văd. Eu i-am văzut cât ești, m-au speriat. Pe de altă parte, mai e o chestiune punctuală, vreau să o stabilesc, să o discut acum. La un moment dat s-a pus problema acelei bugetări participative. Știți despre ce este vorba? Departe. Da? Se propusese și o sumă. Este în sertarul cu parteneriatele publice private. Din ce mi-aduc aminte, se propuseseră 600 de mii de ron pentru... Eu sunt de părere că în același context de relație cu sufletul pietreanului, gesturile de deschidere ale administrației Căse Pietrean sunt esențiale, oricât de mici ar fi. Să dea Dumnezeu să vă audă și cei de la primărie. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la emisiune și dumneavoastră vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne urmări și sigur vom mai discuta pe această temă. Da, nu e lipsit de interes nici pentru mine, pentru că sunt pietrean, sunt cetățean obișnuit. Gândiți-vă că mă confund și eu cu aceleași probleme care se confundă oricare dintre pietre. Vă mulțumesc.